Vreau să citesc din Scriptură un cuvânt simplu, care să fie pe înțelesul nostru, a celor prezenți și a celor care cu disponibilitate se uită să ne vadă la televizor și să asculte mesajul. Asta în cazul în care, ca și altă dată, veți reuși să menținem o atmosferă demnă de a fi privită și de alții. În cazul în care nu va corespunde, rămânem doar cu intenția. Însă eu cred că dumneavoastră sunteți oameni luminați de Dumnezeu și aveți prețuire pentru totul ceea ce se întâmplă în casa Domnului. Vreau să citesc din Sfânta Carte un cuvânt de pe vremea Sfinților Apostoli, a Sfinților Ucenici. Și privind în Cartea Sfântă, să putem învăța, privind pe urmele lor, felul cum Dumnezeu a lucrat cu ei și care sunt învățăturile, modelele pe care le putem asuma, asimila și la care ne putem raporta. Corul s-a mai ridicat, grupurile de asemenea, însă dumneavoastră, cei din sală, nu. Și vă dau posibilitatea acum să vă ridicați și în felul acesta să și urmărim cuvântul Domnului. În dorința ca de aici încolo, cu un plus de bunăvoință, să participăm la o atmosferă de dragoste pentru cuvântul Domnului. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. De la versetul 25. De la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici.” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin.” Până aici cuvântul Domnului și vă invit să reocupați locurile. Iubiți credincioși, doamnelor și domnilor, cei care ascultați cuvântul și sunteți obișnuiți, și dumneavoastră celor care ne priviți la televizor, vă spunem cu multă dragoste că acest cuvânt pe care îl proclamăm din Sfânta Carte, Biblia, nu este unul inventat de noi. Cartea aceasta, Biblia, are 66 de cărți, a participat la alcătuirea ei un număr impresionant de oameni, vârste diferite, care au trăit în zone diferite, în vremuri diferite, cu pregătiri diferite, care nu s-au contrazis, care împreună au vorbit constructiv, în mod piramidal, glorificându-L pe Suveranul, pe Creatorul.
Cartea aceasta a ajuns la alte națiuni înainte de noi. La noi, cartea aceasta a ajuns mai greu. Și aceasta pentru faptul că nu erau posibilități. În urmă cu vreo 100 de ani, 100 și ceva de ani, undeva în Oltenia, s-a născut un băiat a cărui bunici erau preoți, tatăl său învățător. Băiatul a ales să meargă la teologie, la seminarul teologic din București, pe care l-a absolvit într-un mod lăutabil. Pe tot timpul școlii s-a remarcat ca unul din cei mai harnici și mai creativi și mai inspirați studenți, scriind, traducând și căutând să afle mai mult și mai mult nou. După ce a absolvit, a fost hirotonisit ca și preot călugăr și trimis la Huș, județul Vaslui, de acolo la mănăstirea Dobrovăț, județul Iași, apoi a ajuns în județul Botoșani, în satul Stâncești, unde a poposit și fără lumină electrică, fără computer, fără mașină de scris, fără aer condiționat, fără 3 mese pe zi, fără sponsorizare, fără ajutor, fără birou, fără scaun cu rotile și fără confort, în vreme de război, în vreme de criză, a scris cartea aceasta cu un condei și o peniță de 4 ori în 4 ani. În fiecare an câte o dată, corectând și comparând-o cu limba greacă, ebraică, engleză, germană. Și după ce cartea aceasta s-a tradus, a fost recunoscută și aprobată de către Sfântul Sinod de la vremea aceea, fiind tradusă de către un călugăr. Eu nu vorbesc de la mine. Este cartea sfântă, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, la care apostolul Pavel, când se uita și din care când vorbea, spunea: mie nu mi-e rușine. S-a cântat o cântare: mi-ai luat rușinea. Păcatul este rușinea popoarelor. Pocăința nu lasă rușine în urmă. Ascultarea de Dumnezeu nu lasă rușine în urmă. Omul acesta, la rândul lui poliglot și teolog, Sfântul Apostol Pavel, a spus: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea nu-i nici doar o scrisoare, doar o carte, doar o bibliotecă. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, iudeu, iudeu, grec, roman, bogat, sărac, intelectual sau cerșetor. Având această înțelegere, omul acesta a primit mesajul din partea Domnului, care în Matei, la sfârșitul Evangheliei, a spus: mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, inclusiv români, inclusiv austrieci, inclusiv nemți, italieni, spanioli, englezi, coreeni, indieni, americani, francezi, orice ar fi ei. Faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Având acum mandatul, având acum însărcinarea, având acum autorizarea, omul acesta, Sfântul Apostol Pavel, a plecat cu cea mai mare bogăție după el, cuvântul lui Dumnezeu, inspirația Duhului Sfânt și asigurarea pe care Domnul le-a dat-o, că eu voi fi cu voi. Și a plecat la drum și a predicat Evanghelia în bazinul Mediteranei și a rămas salvă de biserici. Mergea în anumite zone, predica, se converteau oamenii, se pocăiau, plantau o biserică, lăsa acolo pe cineva matur, spiritual și mergea în altă parte. Până într-o zi, când Dumnezeu a intervenit și
a demontat agenda pe care o avea el. Fiindcă el avea un plan și o agendă pe care voia să și o respecte, să meargă undeva anume. Într-o noapte, acestui mare om al lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, acestui teolog, acestui poliglot, acestui mare ucenic, acestui sfânt, i s-a arătat Dumnezeu într-o manieră și într-o formă neregizată, neanunțată, neprogramată. Se făcea că un om în disperare, peste o vale, îi face din mână și spune: hei, cu tare, treci în Macedonia la noi și ajută-ne. La vedenia aceasta, Sfântul Pavel se întreabă: cu ce pot să ajut eu pe macedonieni? Avere nu am, influență politică nu am, influență militară nu am. Care este nevoia acestui ținut, acestei regiuni macedoniene? Nevoia ținutului aceluia nu era de bani, de libertate, de democrație, de lux. Era nevoia unei întâlniri cu Domnul Iisus Hristos. Omul acesta a plecat, numai bine a ajuns în zona aceea și înainte să apuce să spună o primă predică, înainte să spună o primă rugăciune, s-au ridicat cohortele demonice împotriva lui și a ucenicilor care îl însoțeau și rezultatul a fost unul cutremurător. Pentru faptul că a intrat într-un teritoriu de vrăjitorie, a pătruns într-un teritoriu de păcat, de fără de lege, de imoralitate și de cădere din toate punctele de vedere, împotriva oamenilor acestora s-au ridicat cohortele demonice și finalul a fost ducerea lor la închisoare, în temniță, în pușcărie, după ce au fost bătuți cu multe lovituri, loviți cu nuiele, loviți cu lemne, loviți într-un mod crud, sinistru, bătuți și aruncați ca și când ar fi fost ultimii oameni, cei mai decăzuți, cei mai răi, cele mai mari pericole ale umanității. Numai că oamenii aceștia, ajungând în închisoare, nu au tăcut. Că, atenție, eram la o întâlnire de studiu, de conferință și stăteam de vorbă cu pastorul, doctorul Iosif Țon, în urmă cu 2 săptămâni. Și ne spunea el: dacă mergi într-o zonă anume și vreme de 1 săptămână, cei cu care intri în contact nu-ți spun că ești pocăit, tu nu ești pocăit. Fiindcă tu într-o săptămână trebuie să te cunoști, să-și dea seama ăia că ești. Dacă nu-și dă seama, tu nu ești. 1 săptămână parcă pare mult. Apostolul Pavel nu a ajuns să-și pună capul pe perină și demonii au spus: vin pocăiții la noi. Ajuns în temniță, oamenii aceștia nu pot fi opriți, fiindcă în inima lor pulsează o energie și un izvor nesecat care țâșnește și udă pe cei în secetă și pe moarte. Ajunși în închisoare, când unii aveau de spus minciuni, când unii aveau să se laude cu deale lor, Sfinții Domnului, Apostolul Pavel cu Sila și cei care îl însoțiau, văzând că se face seară, se face noapte, se face întuneric, pe la miezul nopții, într-un local, pe porțile căruia nu era scris: este permisă predicarea, este permisă evangelizarea, este permis, urmăriți-mă, domnilor, proselitismul. Nu scria că e permis, dar evanghelia trebuie predicată și atunci când legile făcute fără frică de Dumnezeu stau împotrivă. Nu conta. Ei cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și îl glorificau pe Dumnezeu. Rezultatul cântecului lor, și aș vrea să vă fac geloși, cântăreții, ei cântau o cântare, două, trei, o jumătate de noapte și s-a tărâmat pușcăria. Câte cântări ar trebui să cântați voi să se întâmple ceva? Dar asta este altă treabă. E un semn de întrebare pe care trebuie să ne-l punem în modul serios.
Ce trebuie să facem cu cântarea? Ori punem foc în ea, ori o aruncăm pe foc. Ați văzut oameni care poartă verighetă înainte de a se căsători? I-ați felicitat. Poate purtați și voi. E contratimp. E contratimp. Ați auzit de oameni care au fost prinși cu arme și au fost băgați în închisoare și li s-a spus, port ilegal de armă. Adică armă o poartă doar unii. De la noi prin țară urcă unii la volan, fără să aibă școală. Și când sunt prinși, nu le este ușor. A intra în botez înainte de o întâlnire cu adevărul lui Dumnezeu, cu cuvântul, este contrasens. Este inversare de momente. Ceea ce se întâmplă în viața omului acestuia, o confruntare reală cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, este viu, este lucrător, este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu despică, pătrunde, prelucrează, transformă și trezește. Spune Biblia că următorul pas care se întâmplă în viața omului acestuia este că s-a trezit. Temnicerul s-a deșteptat. Temnicerul s-a deșteptat. Până atunci credea ceva. Până atunci știa ceva. Până atunci vorbea în felul lui. Dar de data aceasta, când este confruntat cu adevărul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva la nivelul minții lui, la nivelul inimii lui, la nivelul înțelegerii lui, și se trezește. Și el, care până mai ieri credea că oamenii se nasc având calitate de creștin, el care până mai ieri credea că a fi român ești și creștin, el care până mai ieri credea că a ține sărbători ești creștin, de data aceasta înțelege marele adevăr. Marele adevăr de care are nevoie lumea în care noi trăim este adevărul pocăinței. Înainte de a vorbi de acte de cult, înainte de a vorbi de forme, înainte de a vorbi de grupări, de denominații și culte, vorbim de adevărul lui Dumnezeu, de Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care ne scoate în evidență învățătura pocăinței. Mesajul pocăinței este un mesaj care îl conduce pe om la o hotărâre nouă. Mesajul pocăinței îl conduce pe om la o hotărâre nouă. Și omul acesta era temnicier. Omul acesta avea serviciul lui. Nimeni nu-i promitea că va avea salariu mai mare, că va avea o viață mai frumoasă. Personal, eu predic Evanghelia în închisoare și discut cu oamenii aceia care sunt temnicieri, care sunt gardieni acolo, care sunt subofițieri în închisoare. Și îi întreb pe unii și este unul mai glumesc puțin și îi spun, domnul, ce faci? Și el spune, fac pușcărie pe viață. Deci dacă deținuții fac 5, 6, 10 ani, eu fac pușcărie până nu știu când. Sunt închis, sunt condamnat pe viață. După o așa discuție, după un așa răspuns, îți pui întrebarea, omul acesta mai are vreo speranță? Când oamenii de felul acesta sunt confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul pocăinței, mesajul pocăinței motivează la noi hotărâri. Am văzut pe cei îmbrăcați în haine albe, despre care păstorul spune că s-au hotărât să se boteze, i-am și auzit cântând seara aceasta că au la nivelul minții lor și a inimii lor o hotărâre. Atenție! Hotărârile nu pot fi luate în vremea copilăriei. Marile decizii le iau oamenii maturi. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor lui, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dacă există, dacă găsiți omul care personal
își mărturisește credința lui în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, omul acela merită să fie încurajat să se boteze. Dacă nu a ajuns la vârsta discernământului, a capacității de a lua decizia, decizia aceasta majoră a vieții lui, nu luați alții hotărâri în locul lor. Trăim într-o lume în care s-au inversat prioritățile. Muzica vine din cer de la Dumnezeu. A fost preluată, contrafăcută și fraudată. Dragostea vine de la Dumnezeu. A fost preluată, prefăcută, fraudată, pervertită. Despre cruce. La jumătatea lunii septembrie, în România, există o sărbătoare, în data de 14, înălțarea Sfintei Cruci. S-a demonetizat și noțiunea aceasta de cruce. Unii au gură doar să o înjure, alții au doar gât pentru cruce, dar n-au inimă, alții își fac campanie electorală din cruce, însă Domnul Iisus Hristos a spus: luați jugul meu, învățați de la mine și luați crucea în fiecare zi și urmați-mă. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Și s-a demonetizat și noțiunea aceasta de muzică, de familie, de cruce și, nu în ultimul rând, de botez. Ce este botezul? Când este o zi, o sărbătoare a Marinei la români, vin noi candidați sau absolvenții marinari și sunt repeziți în apă. Și oamenii spun: au primit botezul marinarului. Și fac glume pe cuvinte mari. Noi ne putem permite să glumim pe ce număr porți la pantof, pe felul cum ți-ai asortat ținuta, pe felul cum te-ai tuns, pe felul cum nu te-ai tuns, pe felul cum te-ai spălat sau nu te-ai spălat, dar nu ne putem permite să glumim pe ceea ce înseamnă familie, pe ceea ce înseamnă Biblie, pe ceea ce înseamnă biserică, pe ce înseamnă cruce, pe ce înseamnă botez și pe ce înseamnă pocăință. Acestea nu sunt subiecte pe care să ne putem permite să glumim, să facem show-uri. Acestea sunt niște realități în fața cărora trebuie să ne oprim, să ne cutremurăm, să ni le asumăm, să ni le însușim și să ne conformăm. Și Doamne, ajută-ne la aceasta! Într-o iarnă, la început de ianuarie, călătoream cu mașina înspre Ploiești. Și la Radio Național se transmitea și se vorbea despre cum sărbătoresc oamenii botezul Domnului Iisus. Asta se întâmpla în iarna anului 2006. Am vrut și eu să aflu cum. Și o reporteră transmitea dintr-o localitate din județul Prahova, numită Băicoi, și se spunea: aici, în localitatea aceasta, preotul a botezat astăzi caii. Mi-am pus întrebarea: Ioan Botezătorul, dacă ar auzi o asemenea anomalie, nu s-ar întoarce în mormânt? Ce este botezul? Ce este pocăința? Ce este crucea? Ce este nașterea din nou? Ce este mântuirea? Ce este biserica? Ce este raiul? Ce este iadul? Pocăința, mai departe, este mesajul care are o putere de convingere, un impact, un rezultat convingător. Mesajul pocăinței este mesajul care dă o nouă direcție omului în viață. Mesajul pocăinței este mesajul care conduce la mântuire. Ioan Botezătorul a ieșit în pustia Iordanului și nu spunea oamenilor: botezați-vă. A ieșit și o dată pe zi sau de două ori pe zi sau de trei ori pe zi avea un mesaj simplu, direct, frontal, convingător. Un mesaj deranjant pe alocurea: pocăiți-vă,
căci împărăția cerurilor este aproape. Să spună dimineața, pocăiți-vă, mă, oameni buni! Pocăiți-vă, oameni buni! Pocăiți-vă, români! Pocăiți-vă, austrieci! Pocăiți-vă, adolescenți! Pocăiți-vă, doamnelor! Pocăiți-vă, domnilor! Pocăiți-vă, patronilor! Pocăiți-vă, oameni de cultură! Pocăiți-vă, oameni din justiție, din armată! Pocăiți-vă, medici! Pocăiți-vă, vârstnicilor și bătrânilor! La un moment dat se întâmplă ceva! Și oamenii din zona aceea au început să răspundă la mesajul pocăinței. Nu există botez, nu există permis botez fără pocăință și nu există pocăință fără recunoașterea păcatelor și a falimentelor și a greșelilor și a rătăcirilor și a căderilor și a alunecărilor. La mesajul acesta al pocăinței zice Biblia în Evanghelia după Matei la capitolul 3, după ce Ioan Botezătorul predica așa, spune, locuitorii din zonele acelea au ieșit la Ioan și nu mai rezistau. Au început să-și mărturisească păcatele. Și pasul următor era, au fost botezați. Botezul este etapa următoare după pocăință. Mă pocăiesc ca să mă botez. Mă botez fiindcă m-am pocăit. Nu mă botez ca să mă pocăiesc. Mă botez fiindcă m-am pocăit, fiindcă am înțeles aceasta. Ce este pocăința? Pocăința este o juruință. Pocăința presupune o jertfă. Raul, nepoate, vorbesc ție că tu mă ierți și mă aud și ceilalți. Pocăința presupune jertfă. Adică, până la un moment dat, părinții pot să spună, îmbracă-te, spală-te, strânge patul, nu minți, nu te certa, nu te răzbuna, nu comenta la tata și la mama. După ce te-ai hotărât la pocăință, trebuie să te învețe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să mai vină mama și tata și să spună, mă, dar ești pocăit, dar ești creștin. Știi cum? La creștinii moderni e permis orice sau aproape orice. La creștinii autentici e permis doar ce spune Biblia. Merge un amin aici. Un amin la unison aici merge. Se potrivește. S-audă și cei care ne privesc la televizor. Că și cei din Viena sunt de acord cu pocăința. Pocăința este, spuneam, juruință. Pocăința presupune jertfă. Pocăința presupune jale. Părere de rău. Îmi pare rău, mi-a plăcut de tine cum ai vorbit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pocăința reală îl face pe om să se uite în urmă și să spună, îmi pare rău că m-am pocăit. Și ceilalți să zică, dar de ce nu te despocăiești? El spune, nu, îmi pare rău că m-am pocăit prea târziu. Pocăința reală are starea aceasta și zice, vai, cum am necăjit-o pe mama atâția ani, cum l-am necăjit pe tata atâția ani, cum mi-am necăjit soția atâția ani, cum mi-am necăjit soțul atâția ani, cum mi-am bătut joc de mine, de tinerețea mea, de sănătatea mea, vai, ce rău îmi pare. Pocăință înseamnă o căință repetată, o șelire. Și nu în ultimul rând, umblarea cu Domnul Iisus pe calea pocăinței este jubileu, este sărbătoare. Umblarea pe calea pocăinței conduce înspre acolo. Omul acesta este confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu, în viața lui are loc trezirea și omul treaz are nevoie de lumină. Omul care doarme, spune, mă, dă lasă-mă să dorm, mă, stinge becul, mă. Un cumnat de-al meu călătorea cu mașina dinspre Iași spre Botoșani și era cu părinții lui în mașină, dar era obosit băiatul. Și tatăl l-a văzut că nu are siguranță la volan și îi spune, hei, ai grijă. Dar el țipă la tată și spune, lasă-mă în pace, nu mai țipa.
Cei care vor să doarmă au nevoie de liniște. Și au nevoie și de întuneric. Cei care vor să trăiască în păcat au nevoie de întuneric, de noapte. Cei care vin la Domnul Iisus Hristos, care vin la pocăință, care vin la mântuire, spun: hei frate, vreau lumină, vreau să cunosc adevărul, vreau să cunosc Biblia, vreau să cunosc dreptatea, vreau să cunosc viitorul, vreau să spun și altora. Nevoie de lumină. Temnicerul a cerut o lumină și a sărit în lăuntru și a zis: lăsați-mă să intru cu voi aici. S-a întâmplat ceva la nevoie, la nivelul minții mele. Pocăință înseamnă metanoia, schimbarea minții, schimbarea felului de a gândi. Pocăință înseamnă metanoia, pocăință nu înseamnă orice. Pocăință înseamnă mai mult decât felul nostru superficial. Pocăință înseamnă realitate a vieții mele în raport cu Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă pocăință? Temnicerul s-a trezit și a spus: acum îmi dau seama, anii mei, drumul meu, viața mea, rătăcirea mea, vai cât de mult am greșit, vai cât de mult am rătăcit, vai câte rele am făcut, dă-mi o lumină. Și a sărit în lăuntru între ei, s-a aruncat la picioarele credincioșilor și ăștia se uită la el și îl întreabă: hei, plutonere, hei, domnul major, domnule șef de post, comisar șef, ce se întâmplă cu dumneata? Ca aseară ne băteai cu nuiele, acum ce se întâmplă? Gest cu gesturile acestea. Și el le spune: cântarea voastră, predica voastră, cuvântul vostru, Biblia pe care voi o aveți în mână, pe care o trăiți și o mărturisiți, a pătruns în mintea mea, a pătruns în inima mea, a pătruns în viața mea și mă văd pustiu, departe de Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice. Eram la o evanghelizare în orașul Brăila, imediat după Revoluție, împreună cu grupul Speranța. Și după ce grupul acesta a cântat laude Domnului, a venit la mine un domn, un bărbat înalt, uscățiv, poate trăiește și acum, au trecut de atunci mai mulți ani, s-a apropiat de mine și a zis: domnule, nu-mi dai și mie o casetă cu muzică? Dar de ce vrei, domnule, muzică la vârsta asta? Nu, pe mine nu mă interesează orice fel de muzică, mă interesează mesajul acesta despre Iisus, despre Dumnezeu, despre suflet, despre rai, despre iad. Și am zis: vă voi face rost. Se apropie de mine și spune: domnule, am trăit înainte de comunism, am cunoscut comunismul, am fost director la o mare întreprindere, a falimentat întreprinderea, și spune el: sunt pustiu de Dumnezeu, am nevoie de Dumnezeu, vreau să fac pasul vieții mele. Și cea mai mare hotărâre a vieții mele este hotărârea de a umbla cu Dumnezeu. Dați-mi o lumină, domnilor! Dați-mi Biblia! Și la emisiunea Păstorul cel Bun există o disciplină. Din când în când sunteți invitați, cei care vă uitați, să sunați, să telefonați la numărul de telefon de pe ecran și oamenii care află vor avea grijă să vă trimită o Biblie. Domnilor, vreau o lumină, vrem o lumină, domnilor. A sărit în lăuntru, s-a dus la picioarele lor și în al treilea rând își vede neputința. Își vede superficialitatea. Își vede falimentul. Își vede prăbușirea lui și păcatul lui. Se uită către oamenii aceia și spune: domnilor, ce trebuie să fac? Păi, nu este scris în organigramă? Este scris ce trebuie să faci. Să încui, să descui, să dai comenzi și să împarți cravașe pe umărul vinovaților. Nu, domnilor, asta am făcut-o până acum. Până acum am înjurat, până acum am fumat, până acum am trădat, am amenințat, până acum am înșelat, le-am făcut pe toate. Din momentul în care am fost confruntat cu adevărul lui Dumnezeu,
Simt că am făcut multe, dar nu am făcut ce trebuia. Spuneți-mi ce trebuie să fac din perspectivă spirituală, în beneficiul sufletului meu, a vieții mele, a eternității mele cu Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Și slujitorii, ucenicii Domnului, i-au spus, crede în cine? În cine îi spune tu cuiva care vrea să-și salveze viața? În cine îi spune tu să creadă omul? Bine, dacă ziceți așa. Biblia așa spune, ucenicii Domnului au zis, crede în Domnul Iisus. Urmăriți-mă atent, este extraordinar. La versetul 34 spune Biblia așa, după ce a crezut în Domnul Iisus Hristos și după ce a ajuns bucuria, dar mă voi întoarce, el cu toată casa lui s-a bucurat că a crezut în Dumnezeu. Atenție! A crede în Domnul Iisus Hristos este egal cu a crede în Dumnezeu. A crede în Sfântul Petru, în Sfântă Maria, în Sfântul Ioan, în Sfântul Vasile, în Sfântul oricare sfânt, este un gest de respect, este un gest de 7 ani de acasă, este un gest de oarece teamă și atât. Dar a crede în Domnul Iisus Hristos este egal cu a crede în Dumnezeu. Că Dumnezeu ți-a dat viață, sănătate, culoare ochilor, ți-a reglat bătăile inimii, ți-a dat minte. Dumnezeu ne dă pace în țară, Dumnezeu ne-a păzit de vulcane, de uragane, de tsunami. Dumnezeu ne-a păzit de atacuri teroriste, Dumnezeu ne-a păzit de boli nevindecabile. Doamne, domnule, domnișoară și cavaler, crede în Domnul Iisus Hristos. Și o întrebare parcă țâșnește. Dacă voi crede în Domnul Iisus Hristos, care e rezultatul, care e beneficiu? Și cuvântul spune așa. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu. Întâi tu ai nevoie de mântuire. Vreau să te întreb dacă te uiți și nu ai avut somn, și nu ai avut liniște, și nu ai avut pace. Și te uiți să mă critici și mă asculți să mă critici și mă asculți ca să comentezi și să găsești pleonasmul și cacofonia. Am o întrebare. Dacă de seară mori, ești mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu în primul rând. Înainte de a te gândi la alții, întreabă-te, ești mântuit? Omul acesta s-a bucurat și spune că ucenicii i-au vestit cuvântul. Am avea multe să vorbim oamenilor. Am avea multe cărți. Bibliotecile sunt pline. Internetul este bogat cu tot felul de informații și mesaje. Însă mare nevoie a oamenilor, mare nevoie a mea, mare nevoie a ta, este și aceea pe care a rostit-o Alexandru Solzhenitsyn din fostul Imperiu Sovietic. Spunea, mare nevoie a Uniunii Sovietice. Nu este nevoie de cărbune, de grâne, de aur, de teritorii, de armament. Mare nevoie este nevoia de Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus și au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul. Ce nu este botezul? V-ați pus întrebarea vreodată? Ce nu este botezul? La un moment dat Biblia spune, botezul nu este o baie. Nu este o curăție din tinăciunile trupești. Botezul nu fabrică, nu-i face pe oameni creștini. Botezul nu spală păcate. Nu. Botezul este etapa pe care omul o lasă să se vadă în viața lui după ce mai întâi s-a pocăit. Botezul este scufundare. Botezul este îngropare, simbolul îngropării cu Domnul Iisus. Botezul este înviere, simbolul învierii cu Domnul Iisus. Botezul este simbolul îmbrăcării la o viață nouă cu Domnul Iisus. Dar, ce v-ați propus voi după botez? Ce ți-ai propus dumneata după botez? După pocăință. Biblia aici spune așa. După ce oamenii aceștia s-au pocăit, pocăința rodește. I-a luat pe cei pe care nu putea să-i suporte în ochi, i-a luat în casa lui, le-a spălat rănile, bătăturile,
bubele pline cu puroi, le-a dat masa, i-a hrănit și a spus: vă dau patul meu, vă dau casa mea. Este ulterior botezat, le-a pus masa și s-a bucurat cu toți cei din casa lui. Le-a pus masa și s-a bucurat cu toți cei din casa lui. Care sunt pașii către adevărata bucurie? Pașii către adevărata bucurie sunt auzirea cuvântului lui Dumnezeu, acceptarea cuvântului prin pocăință, luarea unei decizii pentru a trăi o viață nouă, acceptarea împlinirii cuvântului în ce privește botezul și după aceasta rodirea unei vieți cu fapte bune. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Doresc ca Domnul să se îndure de noi toți. Și dacă ești botezat și nu-ți aduci aminte când, înseamnă că ai fost botezat înainte de a te pocăi. Dacă ai fost botezat înainte de a te pocăi, ai fost botezat înainte de a te mărturisi. Dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că cineva s-a jucat cu viața ta, s-a jucat cu sufletul tău, așa cum mulți se joacă, usând de cruce, de botez, de pocăință, de familie, de Dumnezeu, de biserică, de rai și de iad. Pocăința conduce la botez și botezul conduce la o viață de bucurie. Mi-ar plăcea să vă văd mai bucuroși astăzi. Nici o secundă să nu treacă prin viața voastră: vai, de ce m-am pocăit? Primul rezultat în viața omului care s-a botezat este acela: mă bucur. S-a dus temnicerul a doua zi la închisoare și avea tot bocancii aceia tociți, tot bicicleta aceea, tot cașcheta aceea transpirată, tot geanta aceea de 15 ani veche, tot ritmul acela. Însă până ieri, temnicerul venea fumând, astăzi vine cântând. Până ieri temnicerul era crispat, astăzi vine bucuros. Și îl întreabă colegii: dar de ce ești bucuros, colega? Și el spune: l-am întâlnit pe Domnul. Ia spune și nouă cum. Am ascultat cuvântul, l-am luat în modul cel mai serios, m-am pocăit, am mărturisit un botez cu propria-mi gură și propria-mi conștiință în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh, și acum se întâmplă ceva. Și dacă mănânc astăzi și dacă nu mănânc și dacă ar fi să fiu trimis de șeful la cel mai rău loc de muncă, la cel mai rău punct de lucru, eu mai am în gura mea și în inima mea o cântare, fiindcă Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Iisus al meu, tovarăș scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Din zor de zi când mă trezesc, mă plec sub a ta cruce, și câtă-i lumea nu găsesc un loc mai bun și dulce. Ia-l pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Ia mesajul pocăinței în serios. Apropii-te de Biblie în modul cel mai serios. Începe o viață de rugăciune și nu uita, viața de creștin, de ucenic, presupune trezire, dorință de a cunoaște, smerenie, iluminare, facere de bine și umblare în părtășie cu sfinții, iar de pe gură, de pe ochi, de pe față și din inimă nu are voie să lipsească bucuria. Fiindcă cel mai mare pas pe care un om îl face pe pământul acesta este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.